Există voci care susțin totuși că prin astfel de, prin acest proiect vom putea, am putea afla că primii voievozi valahi ar fi avut, de exemplu, sânge maghiar. Nu cred că ar fi din punctul ăsta de vedere o problemă. Pentru că până la urmă contează ce și-au asumat ei. Iar ei s-au afirmat împotriva Ungariei. Chiar dacă au fost poate, că n-am dreptul să exclud niciun fel de posibilitate și de origine maghiară. Și acum, ca să închei poate aici cu celălalt exemplu pe care aș fi vrut să-l dau, în general noi lucrăm cu binomul cuman-catolic. Basarab a fost cuman și catolic, este o construcție axiomatică apărată și atacată cu egală violență. Acum, iar s-ar putea ca lucrurile să nu fie neapărat atât de simple. Analiza genetică ne poate ajuta să aflăm dacă a fost cuman, dar nu catolic. Nu mă refer aici numai la asta. Nu, spun numai ca și construcție, că eu încerc să prezint acum ceea ce se poate căuta înainte de a ajunge la genetică. Pentru că genetica devine o parte componentă a unui demers care trebuie să fie științific de la un capăt la altul. Deci, teoria este cuman catolic. Bun. Acum, problema este în felul următor. Papalitatea mergea pe planuri mari. Îi catolicizăm, îi atragem la biserica noastră. Biserica ortodoxă, cu pași mai mărunți, a reușit în fapt să câștige o bună parte din acești cumani. Mulți cumani din zona de la nordul Dunării erau în secolul XIV, după aparențe, ortodoxi. Ce este foarte interesant este că cele mai vechi, să zicem, dovezi structurale, epigrafice, arhitectonice, ale unui creștinism de rit grec pe teritoriul actual României, se leagă și de cumani. Este vorba de pseudo-episcopii de la 1234 înfierați de către papalitate în zona Carpaților de Curbură, zonă de locuire clară cumană și valahă românească. Este vorba, evident, povestea onomastică cu Curtea de Argeș, unde cea mai veche biserică, Argeș 1, de sub actuala biserică, este de planimetrie bulgară. Și este vorba, de exemplu, de Pisania de la 1313-1314 de la Străi Sânt Georgiu, iarăși o zonă unde relativ frecvent apare numele de Basarab și în documente mai apar încă acele locuiri de român cuman sau și peceneci. Din desumările de la Curtea de Argeș, pentru că înțeleg că acestea au fost efectuate, aveți material suficient de bun, nu e compromis pentru analize genetice? Aici trebuie să mulțumim Evului Mediu, pentru că cel îngropat acolo a trăit în condiții destul de bune, avea o dantură impecabilă. Și atunci asta ușurează mult analiza. De asemenea, cred că a fost o splendoare acel mormânt când a fost deschis pentru prima dată în anii 20, uitându-mă numai la cum s-au conservat butonii, parte din tunică, ce a mai rămas din centura de piele pe care era celebra pafta. Din punctul ăsta de vedere, sunt mulțumit de ceea ce s-a putut salva. De ce recoltați probe și din tunică și din nasturi? Sunt urme de ADN acolo? Nu. Analiza lor îți poate arăta proveniența materialelor. Există niște baze de date fantastice. Din punctul ăsta de vedere, cred că sunt chiar superioare celor existente în materie de ADN. Plus, se poate face o chestie, din păcate încă nu la noi în țară, putem încerca o datare cu minim error. Deci să nu mai avem problemele de plus minus 50 de ani. Și asta ne-ar interesa foarte mult. De ce? Pentru că noi despre respectivul personaj putem să spunem la ora actuală doar următoarele lucruri. Sex masculin probabil, mort undeva în intervalul 1320-1380. De ce? Pentru că nasturii aveau parte din stema Ungaria și le fascia angevine, iar angevinii în Ungaria s-au impus grosomodo între 1315 și 1382 până la moartea lui Ludovic I de Anjou. Și am mai putut eventual adăuga că decesul a survenit într-un moment în care relațiile dintre țara românească și Ungaria nu erau proaste, că altfel nu l-ar fi lăsat, cred că, cu nasturi, cu stema Ungariei. Haideți să revenim puțin în prezent, pentru că proiectul, deși foarte interesant, a avut parte de o mediatizare generată de o decizie discutabilă. Și vreau să vă rog să... Întrebarea pleacă de la o afirmație a ministrului culturii. Spunea domnia Sapu Iuhașoti, citesc, din respect pentru ceea ce au reprezentat domnitorii țării românești, nu pot fi de acord cu prelevarea de ADN.
Și vă întreb, domnule Simon, putem face vreo legătură între lipsa de respect pentru istoria românilor și prelevarea de ADN? Nu, din punctul meu de vedere și a destulor oameni de știință, în mod sigur nu. Este o asociere forțată care se face aici, probabil dintr-o necunoaștere a contextului și probabil din frica de eventuale consecințe, adesea poate doar imaginate. A cunoaște cine au fost cu adevărat înaintașii tăi este de fapt o formă de respect. Doi, la mână, noi nu intrăm în morminte care nu au fost deja deschise. Trei, și așa avem atât de puține morminte, ceea ce ziceam mai devreme, care se mai păstrează și unde mai putem face ceva. Nu suntem la ora actuală, că este vorba de morminte, că este vorba de documente, să zicem, sau de alte probe, în situația în care să ne permitem luxul să spunem, domnule, cunoaștem tot, nu mai este nimic de aflat, să-i lăsăm pe toți să doarmă și noi între timp să mai construim o teorie sau două. Nu. Deci înțeleg că vă interesează realitatea mai puțin teoriile. Nu, în mod evident. Noi cu teoriile am dus-o foarte bine întotdeauna. Apropo de teorii, una dintre ele susținea că primii voivozi români au fost de fapt niște țărani fruntași care stăteau pe prispă și conduceau de acolo țara. Ei, când s-a deschis mormântul de la Curtea de Argeș în 1920, această teorie s-a risipit complet. Important este că s-au simțit români, iar prelevarea ADN-ului, care presupune deshumarea voievozilor, este neînsemnată, mai spune ministrul culturii. Exista în acea perioadă noțiunea de român? Pentru că domnia sa spune că important e că s-au simțit români. Dacă vorbim de român sau cum apare în documente de Valah, exista în epoca. Exista și făcea parte din mecanismul politic. Locul pe care ocupa elementul român în acest mecanism este în schimb controversat. Cert este că în momentul în care ei nu mai aveau în mod clar altă soluție ca să mai rezolve problemele de diviziuni teritoriale, pentru că și Țara Românească și Moldova sunt de fapt un amalgam de unități preexistente, ei trăgeau peste termenul de Țară Românească. Așa, de exemplu, s-a rezolvat problema în Moldova, când Moldova s-a extins spre sud, înglobând Țara de Jos și ajungând la mare. Au tras repede o țară românească. Deci, din punctul ăsta de vedere, la ocazii pragmatice, termenul de român avea valoare. În ceea ce privește că el era, în primul rând, asumat și mai puțin construit prin sânge, este un subiect care trebuie văzut. Cert este că o asumare prin voință corespunde spiritului pragmatic al epocii. Urmează, sau știu că intenționați, să ajungeți și de la dealul mare? Pe noi, la ora actuală, ne-ar interesa, în primul rând... E vorba de mormântul lui Mihai Viteazu, nu? Ne-ar interesa, în primul rând, Cozia. Și Cozia. Ne-ar interesa Cozia, deoarece alături de... La Mircea, nu? Da. Alături de mormântul de la Curtea de Argeș, este practic singur mormânt domnesc cu conținut știut din epoca respectivă. Mihai Viteazul iese din afara perioadei cronologice a noastră. Evident, s-ar putea vedea mai multe acolo, numai că în cazul lui Mihai Viteazul povestea sa este și așa suficient de zbuciumată, încât automat încărcătura să fie mult mai mare. Deocamdată nu aș putea să zic că, din punct de vedere științific, Mihai Viteazu, capul său, este o prioritate pentru acest proiect, că ne putem arunca în o mie de direcții și să ratăm obiectele mici. Pentru că pe noi, de fapt, ne interesează acele populații fără nume, care au format țara, locuitorii aceia, și mai puțin, să zicem, vipurile. Iar la Cozia aveți... putea preleva. Rămâne de văzut, încercăm pe cât posibil la ora actuală să ne facem drumul printre semnalele contradictorii care le primim în ceea ce privește atitudinea vis-a-vis de acest subiect și să ne concentrăm asupra analizelor care trebuie să le facem, trebuie să le oferim, privind prima dată ce am scos de la Curtea de Argeș. Altfel ne risipim în o mie de direcții și... Pentru că domnul Adrian Ioniță spunea că acolo unde se va mai pune problema de desumat domnitor va avea de spus un cuvânt și Biserica Ortodoxă. Evident. Iar la Cozia, Biserica Ortodoxă va avea un cuvânt de spus. Neîndoielnic. Mă repet, semnalele înainte de acest episod erau extrem de pozitive. Rămâne de văzut în ce măsură ele vor rămâne ca tare mai departe. Deci în acest moment... din partea Ministerului Culturii, care vă oferă autorizația până la urmă de săpătură, da. Aveți semnale bune sau proaste?
Eu aș putea să zic că am din ambele categorii. Deci și bune și proaste. Și bune și proaste și nu cred că vom putea da un răspuns coerent până nu vom solicita acea autorizație, având evident în prealabil, în cazul în care ni se va oferi, binecuvântarea autorităților bisericești. Veți primi această binecuvântare? Rămâne de văzut. Și asta este indecis. Eu la ora actuală aș putea să zic că sper că ceea ce era semnal pozitiv înainte se va păstra în continuare, dar ar fi prematur să intru în alte așteptări. Când veți cere autorizația de săpături la Cozia? Cred că cea mai înțeleaptă abordare la ora actuală ar fi după ce avem rezultatele de la Vladislav sau Radu I sau cine este îngropat acolo la Curtea de Argeș. Asta cam când va fi? Cam o lună jumătate de acum încolo. O lună jumătate. Da. Și ultima întrebare, vă deranjează sau cât de mult vă deranjează politizarea acestui? Sincer, eu am fost întotdeauna de principiu că știința este știință, politica este politică. Acum, asta este o separație ideală. Nu trăim într-o lume sau o țară ideală. Din punctul ăsta de vedere, o accept ca parte din ceea ce numim normalitatea acestor locuri.